Lovitură dură pentru Klaus Iohannis. PSD a decis azi că nu va vota legea prin care șeful statului ar putea candida pentru un loc în Senat, cât este încă în mandat. Prinși în offside, liberalii au pasat problema către Biroul Electoral Central. Asta după ce Consiliul Legislativ a explicat că președintele poate candida și fără modificarea legii. După 10 ani de mandat în care a numit 4 premieri de la PSD, Klaus Iohannis a ajuns acum la mâna socialdemocraților. Doar că liderii PSD au decis că nu-l vor ajuta să candideze pentru un loc în Senat. Marcel Ciolacu a făcut anunțul. Această lege nu e o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvernul României, și nici pentru Partidul Social Democrat. Nu mă interesează. Cu 3 zile în urmă însă, șeful PSD avea o opinie total diferită. Este corect ca orice om să poată candida. Nu trebuie cineva să obtureze un drept constituțional. Surse politice spun că liderii socialdemocrați s-au răzgândit de teamă că partidul și implicit Marcel Ciolacu ar fi pierdut voturi în cazul unui eventual ajutor pentru Klaus Iohannis. Da, de asta sunt și galben la față. Există o recomandare a Comisiei de la Veneția că acest lucru se face cu un an înainte. Consiliul Legislativ susține că președintele aflat în funcție poate candida ca independent pe listele unui partid politic. Chiar și așa, liderii PNL insistă că legea actuală ar trebui schimbată. Când îți depui candidatura, dai o declarație că ești membru al partidului și că accepți candidatura. Un independent, în speță președintele, nu poate da o asemenea declarație. Neputând da asemenea declarație cerută de lege, n-ar putea candida. În urmă cu 20 de ani, PSD a folosit același amendament depus acum de liberali. La acea vreme, președintele Ion Iliescu a candidat pentru un loc de senator pe listele PSD. Marcel Ciolacu spune că, între timp, vremurile s-au schimbat. Am folosit același text special pentru a nu permite pescuința pe tulburi. Adică textul este identic cu cel de atunci. Constituția e aceeași. De la începutul anului și până acum, președintele Klaus Iohannis a vizat mai multe funcții la nivel înalt. S-a înscris inițial în cursa pentru șefia NATO, dar și-a retras candidatura în ultima clipă, atunci când a devenit evident că nu a obținut sprijinul aliaților. Ulterior a sperat că va primi un post cu influență la vârful Comisiei Europene, dar a ratat funcția de comisar pentru apărare și pe cea de înalt reprezentant pentru Ucraina. În primăvară, șeful statului s-a pensionat din post de profesor de fizică de la Colegiul Național Samuel von Brukenthal din Sibiu, un post pe care Klaus Iohannis l-a rezervat ca titular timp de 27 de ani, deși nu a mai ajuns la catedră.